sunt descoperiți circa 18 milioane de bolnavi cu diabet. Deci, cu mult mai mulți bolnavi cu diabet sunt descoperiți anual decât actualul număr de infectări cu COVID-19. Iar presiunea pe sistemele sanitare și pe sistemele economice este imensă din punctul acesta de vedere. Da? Deci, o să. Exact cum trebuie pusă problema și este destul de important să conștientizăm asta, iar Federația Internațională în sfârșit începe să conștientizeze nu numai impactul social, dar și importanța pe care asistenții medicali o trebuie să o aibă în cadrul diagnosticării și urmăririi pacienților cu diabet, că ei ar trebui să fie totuși prima linie, cei mai numeroși care să intre în contact în mod direct cu pacienții. Încă din prima clipă și până medicii fiind doar cei care să indice un tratament, iar urmărirea lor să fie făcută de către asistenți. O să începem, mai așteptăm fără niciun fel de probleme, da? Câteva minute, Da, mai nu? așteptăm puțin și 5 minute nu este o problemă. Astăzi am zis de concediu, deci bună nu ziua. nu va fi o problemă să discutăm dacă se dorește și mai mult decât pe marginea acestei prezentări sau pe marginea diabetului în principiu, nu numai datele care sunt destul de seci, dar destul de relevante. Ne bucurăm dacă după prezentare va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri. Între timp, provoc pe cei prezenți Bună ziua! să Bună ziua! pregătească întrebări, eventual să le noteze pe parcursul prezentării și apoi Exact. să le adreseze. Este perfect, da? Deci toate întrebări legate inclusiv de ce înseamnă fiecare tip de diabet, o să vă facem și o scurtă prezentare, doar la fiecare tip de diabet, un slide maxim două, dar cu siguranță este insuficient acest slide, dar timpul nu ne ajută să ne-ar trebui zile întregi ca să terminăm de prezentat această patologie. Vom discuta pe marginea ei, voi răspunde la întrebările pe care le cunosc, vor exista probabil și întrebări care nu le știu, nu știu absolut tot, cred că nu există nimeni în lumea aceasta, nici măcar profesor universitar, care să cunoască absolut tot despre patologia diabetului în momentul de față. Este extrem de complexă, dar pe cât posibil vom putea discuta despre ea, inclusiv despre tratament. Și în ultimul rând, lifestyle-ul, regimul de viață care este piatra de temelie a oricărui tratament, indiferent că este diabet de tip 1 sau diabet de tip 2. Mulțumim mult de tot. Cerem. O rugăminte către toți participanții. Deschidem camerele, să ne privim în ochi, să fim prezenți și noi, oameni, nu pozele sau numele. Da? Din Haideți păcate, să. este o situație mai specială anul acesta. Nici eu nu sunt prea încântat de această modalitate de întâlnire. Întotdeauna am preferat, am fost un om care am preferat să mă întâlnesc, să am o interacțiune socială față în față, nu prin intermediul camerelor video. Îmi este foarte greu să interacționez prin intermediul camerelor video, din păcate. Dar nu mă caracterizează acest lucru. Da? Și, din păcate, asta se întâmplă. Aveam multe lucruri de discutat dacă ne întâlneam față în față. Există o mulțime de aparate moderne apărute în momentul de față și care sunt disponibile și în cabinetele medicale, prin care se fac o mulțime de investigații specifice diabetului zaharat și nu mai trebuie să trimitem pacienții la laboratoare complexe, putem să știm încă din start. Era interesant să vedem și așa ceva, cel puțin colegii noștri mai tineri să interacționeze cu ele. Poate altă dată, poate se va întâmpla să terminăm mai devreme de 2021 toată nebunia aceasta. Nu știu.
Sperăm. Dar acum folosim facilitățile online, faptul că putem să ne privim în ochi, chiar dacă suntem la distanță, așa că deschidem camerele. Perfect. Tehnologia ne ajută. Ne ajută, exact, exact. Mulțumesc. Da. Iulia, începem? Da. Da, putem să începem, așteptam și pe doamna director, nu știu dacă a intrat, nu reușesc să nu este văd. O problemă, 2-3 minute dacă mai stăm, e 11-4 minute, măcar 5 minute, 6 în plus, este perfect. Ca să, dacă poate să intre, perfect. Vom încerca să scurtăm, cine dorește maxim o oră, am înțeles că ar trebui să vorbim, poate vorbim mai puțin, încercăm să, aș prefera... Să știți că timp avem. A, e perfect, domeniu, e perfect. Domeniul, să știți, nu știu, mie mi se pare extrem de interesant. Eu am avut în familie mama mea care, din păcate, în fine, a spus, și a avut un diabet pe fond nervos, a avut o viață nescăciumată așa și de multe ori m-am întrebat așa, de ce tocmai ea? De ce, cum să spun, ea a fost afectată? Pentru că a fost un om extrem de puternic, a făcut foarte mult sport, a fost extrem de echilibrat, n-a fost obeză, nu, deci nu mânca iurea, nu, vorbesc de timpurile ceaușiste, ca să zic așa, da? Deci atunci existau eurisme, beurisme și tot felul de din asta în alimentație. Din păcate, cred că nu există un răspuns nici în momentul actual, da? Încă se mai, între ghilimele, încă se mai caută un răspuns la ce declanșează diabetul zaharat, da? Nu cunoaștem încă cu exactitate mecanismele care duc la declanșarea diabetului zaharat. Cel mult putem să presupunem că un teren genetic... N-a avut în familie pe nimeni. De acord, dar sunt tipuri de diabet, cum este diabetul de tip Modi, care e un diabet mai special, care merge cu generații în urmă. Anii 1940-1900, abia începutul insulinei, nu putem ști dacă era pe vremea aceea, nu se diagnosticau astfel de boli cu greutate, nu se știe nimic, putea să fie posibil să aibă un astfel de teren genetic pe niște cromozomi recesivi, care ulterior, sub acțiunea unor factori externi, să se declanșeze. Cel puțin în momentul de față, inclusiv la diabetul de tip 1, care este considerat un diabet autoimun, încă se mai cercetează cu exactitate cauzele care pot duce la declanșarea acestuia. Sunt o multitudine de factori, din păcate nu știm exact ce se întâmplă acolo. Da? Sunt familii întregi care au diabet zaharat și copiii care sunt obezi și care nu au diabet zaharat fără niciun fel de problemă și nu poți să-ți explici. Sunt alte persoane care nu au diabet zaharat în familie și care pe limbi, de la copii până la părinți, toți prezintă diabet zaharat. Da? Deci este greu de explicat care este totuși mecanismul principal declanșator al diabetului zaharat. Vorbind de ce anume a declanșat, se știe foarte bine că începerea distrugerii celulelor beta-pancreatice este primul pas în apariția diabetului zaharat. Acum, cum încep aceste celule să se distrugă, este o altă discuție. Nu putem ști exact momentan. Da. Ok, haideți să share-uiesc un pic prezentarea. Da? Da, cu siguranță și dacă doamna director se alătură la un moment dat după prezentare, o vom invita să ne spună câteva cuvinte. Cu siguranță, da, mulțumesc mult de tot. Haideți. Ok, începem cu share-ul. Cu prima parte din prezentare. Ok, o secundă. Da. Vorbind de diabetul zaharat în contextul actual, cred că este o temă destul de actuală, contextul actual, care este acesta.
După cum v-am zis și am înainte să încep prezentarea discutând așa fără slide-uri, Ziua Mondială a Diabetului în momentul de față în 2020 găsește majoritatea sistemelor sanitare și personalul medical din întreaga lume sub o presiune extraordinară a momentului. Da? Sunt provocări care sunt la limita de existență a sistemelor sanitare și nu în ultimul rând lupta aceasta continuă cu pandemia de COVID-19 pe care dorim să o vedem cât mai repede terminată. Da? De ce este un context mai special acest an în care se organizează Ziua Mondială a Diabetului? Tocmai pentru că pandemia aceasta de COVID-19 a demonstrat din nou agresivitatea deosebită a diabetului zaharat, tocmai prin creșterea severității și a numărului de decese la pacienții cu diabet zaharat care au avut ghinionul să se infecteze cu noul COVID, cu noul coronavirus. Acești pacienți sunt cel mai expuși din toate punctele de vedere. Și în ultimul rând, cel puțin în momentul de față, o mare parte din pacienții infectați cu COVID-19 vor fi pacienți diabetici. Vindecarea de COVID-19 lasă în urmă numeroase sechele, printre care, să zicem, cea mai frecventă complicație, sechelă cu care rămâne pacientul, este însă și diabetul zaharat de tip 2. La ora actuală, cel puțin în cabinete, am numeroase cazuri, cam unul din trei pacienți care au fost cu COVID și s-au vindecat sunt în momentul de față pacienți cu diabet zaharat. Din păcate, da? De ce cred că se întâmplă acest lucru? Una, sunt mai mulți factori. În primul rând, tratamentul agresiv din terapie intensivă cu corticoizi, care se știe că au un rol important în declanșarea unui diabet zaharat postmedicamentos. Nu în ultimul rând, o să observați că în lume, unul din doi pacienți care au diabet este nediagnosticat. Deci, la 10 pacienți care cu diabet, avem 10 pacienți care au diabet, dar care nu știu acest lucru, din păcate. Da? Din această cauză, contextul actual ne face să fim și mai vigilenți în ceea ce privește diagnosticarea precoce a diabetului zaharat, atât în cabinetele medicilor de familie, cât și în cabinetele medicilor de diabet. Ce înseamnă diagnosticarea precoce, având în vedere că numărul de specialiști pe diabet zaharat nu este atât de mare, înseamnă o implicare deosebită a cadrelor medicale medii, asistentelor și asistenților medicali. Din această cauză, la ora actuală, Ziua Mondială a diabetului organizată de către Federația Internațională a Diabetului are o temă specială și anume diabetul și asistenții medicali. Da? Cred că în cele din urmă s-a observat și s-a recunoscut, se începe să se recunoască rolul important pe care asistenții medicali îl joacă în viața pacienților cu diabet zaharat, cel puțin. Diabetul zaharat fiind o boală cronică. Da? O întrebare aș avea. Ați subliniat un lucru care îl aveam și eu aici în lista de întrebări despre care vroiam să vorbim. Și cred care că le punem în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Okay. Erau aici o chestiune destul de importantă, subliniată exact de ce a zis domnul doctor. Cum i-am putea sfătui pe acei pacienți care le frică că ar putea să ia COVID și că au deja diabet instalat de tip 1, deci sunt insulinodependenți și că ar putea muri, pentru că posibil că asta COVID-ul să mai țină, nu știu, un an, doi, și s-ar putea să fim în practică și să fim întrebați de un pacient. Mă simt rău, cred că am luat COVID sau știți că sunt oamenii foarte speriați. Cum i-am putea sfătui? Ce am putea să facem pentru a le liniști? Pentru că chiar dacă noi știm pericolul bolii, ca să spun așa, sau mă rog, ce se poate întâmpla, cum am putea preveni ca pacientul să nu fie mai speriat decât
ar trebui sau nu știu cum să... În primul rând trebuie să... Este bună întrebarea. În primul rând trebuie să știm care sunt riscurile de a contacta această boală cu nou coronavirus la pacienții cu diabet zaharat. Da? Într-adevăr, pacienții cu diabet zaharat sunt mult mai predispuși de a face COVID-19. Ce au demonstrat studiile, sau mai bine zis, cercetările actuale, este faptul că această predispoziție crescută la a face boala de către pacienții cu diabet zaharat se întâmplă la cei pacienți cu diabet zaharat necontrolați terapeutic, acei pacienți care au acea hemoglobină glicozilată peste 7, deci nu se află în țintă în ceea ce privește controlul diabetului. Sfatul și cel mai bine ce trebuie noi să punctăm este faptul că pacientul trebuie să-și controleze foarte bine boala, iar pacienții care se știu cu un control foarte bun al diabetului zaharat, cu o hemoglobină glicozilată sub 7, trebuie liniștiți și explicat că au același risc de a face boala COVID-19 cu ceilalți, cu populația normală la risc, da? Deci dacă avem un pacient cu diabet zaharat bine controlat din punct de vedere terapeutic, riscul ca acesta să ia boala și să facă complicații ulterioare este același cu al populației normale de risc, da? Riscul crescut este la pacienții cu diabet zaharat necontrolat terapeutic. Acești pacienți cu diabet zaharat necontrolat terapeutic au riscul crescut cam de 2-3 ori mai mare față de populația normală. Iar acest risc crescut se datorează nu diabetului zaharat. După cum știți foarte bine, diabetul zaharat nu este cel care în cele din urmă duce la decesul pacienților, ci complicațiile pe care acesta le dă. Complicații cardiace, complicații renale, complicații neurologice, coagulare, deci absolut aceste, vă dați seama că prezența virusului la pacienții cu diabet zaharat necontrolați terapeutic, acești pacienți automat au și alte boli asociate, în principiu boli cardiovasculare, iar virusul... Au boli autoimune, nu? Alte boli autoimune. Nu boli autoimune. Boli care se dezvoltă datorită diabetului zaharat, datorită prezenței sindromului metabolic, specific diabetului zaharat. Da? Diabetul zaharat asociază acest sindrom metabolic. Ce înseamnă sindrom metabolic? Colesterol crescut, trigliceride crescute, rezistența la insulină. Rezistență la insulină, tensiune arterială crescută. Da? Deci, în principiu, trebuie să liniștim pacienții cu diabet zaharat dacă la momentul în care discutăm cu ei. Da? Nu au un risc mai crescut decât populația dacă sunt controlați terapeutic. Iar cei care nu sunt controlați terapeutic, încercăm să-i liniștim prin a le sugera o modificare a stilului de viață. Ce înseamnă modificarea stilului de viață la un pacient diabetic în contextul actual? Renunțarea la a se mai uita la știrea alarmiste, la a mai discuta cu prietenii, cu vecinii despre tot felul de știri, despre tot felul de alte persoane care se pot infecta și care au murit. Un stil de viață care să se apropie mai mult de dorința lor de a practica anumite hobby-uri, să citească, să facă sport, toate lucrurile acestea îi ajută foarte mult din punct de vedere psihic pe acești pacienți. Psihicul contează foarte mult, da? Deci okay? O întrebare bună pentru ce ați discutat. Da. Ok, acum revenind la Ziua Mondială a Diabetului, câteva lucruri generale peste care vreau să trecem destul de repede. În anul 1991, Federația Internațională de Diabet a propus tocmai organizarea unei zile mondiale a diabetului, tocmai pentru a atrage atenția lumii întregi asupra pericolului în continuă creștere pe care le reprezintă diabetul zaharat la nivel mondial. Și au hotărât împreună ca ziua de 14 noiembrie să fie declarată Zi Mondială a Diabetului. De ce 14 noiembrie? Este o întrebare destul de pertinentă. Sunt 365 de zile în calendar. Deci am ales tocmai 14 noiembrie să fie Ziua Internațională a Diabetului. Dintr-un simplu
motiv, într-un singur motiv pe care, cu care noi cred că dacă ne gândim bine nu prea suntem de acord. Da? 14 noiembrie este ziua de naștere al lui Sir, al lui Frederick Banting, un canadian care împreună cu un coleg de-al lui au descoperit insulina, cică, și au primit premiul Nobel pentru aceasta în 1922. Da? Ok, noi considerăm că Paulescu a descoperit insulina și pe bună dreptate Paulescu este cel care a descoperit insulina. Nu este greșit, mereu ne supărăm că nu sunt recunoscute meritele lui Paulescu, profesorului Paulescu, în descoperirea insulinei. Eu cred că în lumea academică, cel puțin în lumea diabetologică, aceste merite sunt pe deplin recunoscute și apreciate. Ce au făcut în plus cei doi, Frederick și Charles Best, care au luat premiul Nobel pentru descoperirea insulinei, între ghilimele descoperirea insulinei. De fapt, ei au luat premiul Nobel nu pentru descoperirea insulinei, ci pentru faptul că au fost primii care au aplicat un tratament cu insulină pacienților și au reușit să salveze viața pacienților cu diabet zaharat în anii 1923. Da? De fapt, premiul Nobel a fost acordat mai mult pentru meritele clinice în ceea ce privește administrarea insulinei la pacienții cu diabet zaharat și salvarea vieții acestora. Nu neapărat pentru descoperirea insulinei ca atare, pentru că este clar că toată lumea știe că această insulina a fost descoperită de către profesorul Paulescu. Există și date care nu pot fi contestate. Pe 21-23 aprilie, într-un jurnal extrem de important medical de la vremea respectivă din Franța, Paulescu a avut un articol prin care a explicat rolul insulinei în organism. Cei doi savanți canadieni abia în noiembrie au scris un astfel de articol. Vă dați seama că dacă stăm, oricine poate să compare cele două articole și să-și dea seama că este o diferență destul de mare de timp între ceea ce când a scris Paulescu articolul și când au scris cei doi savanți articolul. Numai că cei doi savanți nu au scris articolul în ceea ce privește descoperirea insulinei, ci modul în care ei au reușit să administreze această insulină la pacienți și rezultatele bune pe care le-au obținut după administrarea insulinei. Ok? Așa, acum avem un mic filmuleț pe care vreau să vi-l prezint imediat. O secundă, îmi cer mii de scuze. We're facing a global pandemic of diabetes, especially type 2, which is potentially preventable in many cases, but sadly, half the people that have it probably don't know they have it. We know there are high-risk groups who are at greater risk of diabetes, so I think selective screening of high-risk groups may well be effective. If we catch people early in the, if you like, the pre-diabetes phase, there's so much we can do. Diet, sensible diet, and exercise. You don't have to flog yourself in the gym. You can just do 45 minutes walking a day. There has been a huge step forward in technology using insulin infusion devices and also continuous glucose monitoring. And these can just be sitting on the arm. And at any time, you can just put your phone there and you can get your blood glucose reading. And this stops the regular finger pricking, which is day in, day out, quite a burden. So we're focusing this year on the role and the importance of the diabetes specialist nurse and midwife. Our nurses in my hospital can prescribe insulin and all hyperglycemic agents. So the nurse is pivotal in the team. If you ask me who is the most important in the team, I would probably say the nurse and the patient. Ok, acesta este filmulețul. Importanța rolului asistenților medicali devine din ce în ce mai vizibilă în ceea ce privește diabetul zaharat. După cum observați, chiar și președintele Federației Internaționale de Diabet
Mă scuzați o secundă. Chiar și președintele Federației pune, a pus accent pe prezența acestui rolului asistenților medicali în ceea ce privește tratamentul pacienților cu diabet zaharat. Da? Și acum revenind la prezentarea anterioară. Ok. Trecem la niște fapte și niște cifre destul de abstracte, dar care nouă ne dau fiori în cele din urmă. Da? Vorbim de numărul de pacienți cu diabet la nivel mondial. Din păcate, acest număr este într-o continuă creștere. Dacă în 2019 se consideră că existau 463 de milioane de pacienți cu diabet zaharat, până în anul 2045 vor exista cam 700 de milioane de pacienți cu diabet zaharat în întreaga lume. Iar ce este mai trist este că țările aflate în curs de dezvoltare sunt cele mai expuse și creșterii numărului de pacienți cu diabet zaharat. Este unul din factorii declanșatori ai acestei campanii prin care asistenții să joace un rol important în prevenția și în urmărirea pacienților cu diabet zaharat. Tocmai pentru că există această șansă, după cum spune și domnul profesor, ca mulți din acești pacienți să nu ajungă la nivelul de a dezvolta diabet zaharat, să rămână în așa numitul stadiu de prediabet. Important este regimul alimentar, iar medicii de cele mai multe ori nu au timpul necesar să explice acest lucru. Da? Ce se întâmplă? Da? Cam 79% din pacienții cu diabet zaharat din pacienții cu diabet zaharat locuiesc în țări din lumea în curs de dezvoltare. Și mai trist este că unul din doi pacienți nu știe că are diabet, deși el are simptomatologia respectivă. Da? De ce se întâmplă acest lucru? O secundă, cred că se face microfonie, nu mai știu. De ce se întâmplă acest lucru? Tocmai pentru că simptomele diabetului zaharat apar abia atunci când glicemia respectivă depășește 180-200 de miligrame pe decilitru ajun. Până atunci, pacientul pur și simplu nu acuză niciun fel de simptomatologie. Majoritatea pacienților cu diabet zaharat de tip 2 sunt descoperiți întâmplător, în urma unor alte afecțiuni asociate. Se prezintă pentru diverse accidente vasculare cerebrale și în momentul în care se fac analize mai stricte, se observă că de fapt prezintă glicemii de 160-170, el având diabet de mulți ani în urmă. Da? Mai trist, cam 1,1 milioane de copii și adolescenți prezintă diabet de tip 1. Și ce este mai trist, că acest diabet de tip 1, majoritatea pacienților cu diabet de tip 1 se găsesc în Europa. Da? Peste 300 de milioane de diabet de persoane au un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 1, de tip 2. Iar gradul acesta mare de incidență al diabetului zaharat la nivel mondial determină costuri enorme pe sistemele sanitare în mod direct, dar și în mod indirect. Peste 760 de miliarde de dolari sunt cheltuite anual la nivel mondial pentru tratamentul pacienților cu diabet zaharat. Da? Acestea sunt costuri directe care atârnă asupra sistemelor medicale din întreaga lume. Dar mai discutăm și de costuri indirecte, costuri care nu pot fi contorizate atât în ceea ce privește viața socială, cât și viața personală a fiecărui pacient în parte.
Da? Pacienții nu mai sunt capabili să muncească, ca urmare scad productivitatea muncii. De multe ori însă și viața personală este afectată. Acestea sunt costuri indirecte care nu pot fi contorizate sub nicio formă, din păcate. Da? Europa, din păcate, are o incidență din ce în ce mai crescută a pacienților cu diabet zaharat. Da? Iar costurile cu îngrijirea medicală sunt în continuă creștere. Sunt date destul de dureroase în ceea ce privește diabetul zaharat la nivel mondial și la nivel european. Da? Din această cauză, cred că rolul asistenților medicali este extrem de important în acest moment. Da? Echipele de îngrijire mixte, medic, asistent medical, psiholog au un rol important. Da? Tema cea mai importantă din acest an, diabetul zaharat și asistenții medicali, conform Organizației Mondiale, cam 60% din corpul profesional în momentul de față sunt reprezentați de asistenți medicali. Da? La ora actuală există peste 27 de milioane de asistenți medicali în întreaga lume. Din păcate, este un număr insuficient. Da? În 2019, exista un deficit de aproximativ 6 milioane de cadre medicale, medii, asistenți medicali în întreaga lume. Și din păcate, 90% din acest deficit era concentrat la țările în curs de dezvoltare. Da? Ce își dorește Federația Internațională a Diabetului? O creștere anuală cu 8% a personalului medical mediu și a instruirii acestora în ceea ce privește acordarea de asistență medicală primară la pacienții cu diabet zaharat, astfel încât până la sfârșitul anului 2030 să avem un corp profesional mediu extrem de bine instruit și suficient pentru a face față acestei pandemii de diabet zaharat. Da? Care ar trebui să fie rolul asistenților medicali? Da? În diagnosticarea precoce și în aplicarea tratamentelor diabetului zaharat. Da? Este important să, de cele mai multe ori, și știți foarte bine, asistenții medicali sunt cei care intră de primă linie și în prim contact cu majoritatea pacienților. Acești asistenții medicali ar trebui să fie capabili să diagnosticheze cel puțin la nivel inițial dacă un pacient prezintă riscul de a dezvolta diabet zaharat sau să-i asigure tratamentul de primă intenție pentru diabetul zaharat. Da? După cum v-am zis, persoanele obeze, persoanele hipertensive și așa mai departe sunt persoane cu risc crescut de a dezvolta diabet zaharat. Nu în ultimul rând, ar trebui să ofere suportul psihic pacienților cu diabet zaharat în anumite contexte speciale. După cum a zis și colegul nostru, prezența asistenților medicali în anumite momente la capul bolnavului, aceștia trebuie să știe cum să ofere acest suport psihologic acestor pacienți speriați de riscurile și la care se pot expune în cazul unor pandemii de genul acesta. Scurt filmuleț făcut chiar de Federația Internațională a Diabetului și care cred că ar trebui prezentat destul de des anul acesta, cam peste tot în majoritatea școlilor de asistenți medicali, tocmai pentru a scoate în evidență rolul important al acestora în ceea ce privește asistența medicală primară și de primă linie la nivelul pacienților. Da? O secundă, scuzați. Peste.
Ok, acum când plecând din de la aceste lucruri, să vorbim un pic despre diabet, foarte pe scurt, da? Ce este diabetul? Știți foarte bine, cred că majoritatea dintre dumneavoastră, este o boală cronică, da, datorată unei afecțiuni la nivelul pancreasului care nu mai poate să producă insulină sau această insulină este o insulină între ghilimele de proastă calitate. Da? Insulina este hormonul produs de către pancreas, de către celulele beta-pancreatice și care are un rol extraordinar de important în a introduce glucoza în celule. Da? El este un liant între glucoză și celule. Fără el, fără insulină, glucoza nu poate să intre în celule, iar în celule este metabolizată și se obține energie. Majoritatea organelor noastre funcționează pe baza energiei obținute din glucoză. De ce se întâmplă acest lucru? Este foarte simplu. Glucoza, prin transformarea ei în substrat energetic, orice proces de transformare în substrat energetic, fie că este vorba de carbohidrați, adică de glucoză, de proteine sau de lipide, necesită oxigen. Da? În cazul glucozei, cantitatea de oxigen care se utilizează pentru transformarea ei în molecule de energie este minimă. În plus de asta, în urma transformării glucozei în molecule de energie, se obține apă și dioxid de carbon, fără produși toxici care se pot acumula în celule și în țesuturi. Deci este combustibilul ideal și folosit de către creier în special, tocmai pentru ca să nu existe acumularea de produși toxici la nivelul respectiv. Da? Din această cauză este extrem de important să introducem această glucoză în celule, iar rolul de introducere a ei în celule este al insulinei. Ok. Nu mai prezentăm acest filmuleț, trecem peste el. Trei tipuri de diabet principale sunt arătate de către Organizația Mondială de către Federația Diabetică, tip 1, tip 2 și gestațional. Mai sunt și alte tipuri de diabet asociate cu cele trei tipuri de diabet, dar nu sunt atât de prezente în momentul de față în populația generală. Da? O să le prezentăm ulterior, o să le discutăm eventual. Da? Tipul 1 de diabet. Da? În tipul 1 de diabet, ce trebuie să înțelegem? Că, în general, cea mai frecvent este întâlnit la copii și la adolescenți, acest tip 1 de diabet. Da? În cuvintele din engleză, pancreasul produce puțină insulină sau deloc insulină. Da? Dacă vorbim de copii și de adolescenți, vorbim de o lipsă absolută de insulină. Nu produce deloc insulină. Duce foarte puțină insulină, vorbind de adulți. Există acel tip 1 de diabet al adultului, se mai numește și diabetul de tip A. Da? El poate să apară și la 80 de ani, da? Adică distrugerea pancreasului, celulelor pancreatice autoimune, are loc foarte, foarte lent, astfel încât organismul face acest diabet de tip 1 la vârste înaintate și iar în momentul respectiv încă există producție de insulină în cantitate foarte, foarte mică. În cazul copiilor și adolescenților, distrugerea absolută a pancreasului este într-o proporție de peste 90%, astfel încât nu mai există secreție de insulină la acești pacienți. Da? Simptomatologia diabetului de tip 1 este asemănătoare cu majoritatea simptomatologiilor de la pacienții cu diabet. Adică gură uscată, pierdere bruscă în greutate, urinări frecvente, energie scăzută, tot timpul pacienții sunt obosiți, nervozitate, vedere încețoșată și așa mai departe. Da? Ok, dacă le luăm pe fiecare în parte, putem să le justificăm. Numai dacă vorbim de vederea încețoșată,
de insulină duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge. Glucoză din sânge care trebuie la un moment dat, după o anumită cantitate, să se acumuleze în diverse organe și țesuturi. Ea se poate acumula, se duce și se acumulează inclusiv în globul ocular. Odată ce se acumulează în globul ocular, densitatea glucozei este diferită de densitatea mediului existent în globul ocular. Ca urmare, apare un deficit de refracție la nivelul respectiv și se produce această vedere încețoșată. Da? Vedere încețoșată care este un simptom de tip al diabetului de tip 2 și chiar 1 sau chiar de tip 2, dar care este un simptom reversibil. Odată ce se începe tratamentul diabetului și se reușește un control eficient al acestuia, glucoza de la nivelul globului ocular se resoarbe și atunci vederea își revine. Durează cam 2-3 săptămâni până se întâmplă acest fenomen. Din această cauză este bine să atenționăm pacientul că va avea probleme de vedere și să nu se sperie că începe să nu mai vadă. Tocmai pentru că ei sunt speriați de lucrul acesta și își fac diverse griji. Ok, trecând la tipul 2 de diabet, pe scurt, este cel mai comun tip de diabet, se întâlnește la peste 90% din pacienții cu diabet și în special este apanajul adulților. Din păcate, datorită stilului de viață actual și datorită meselor pe care le avem, din ce în ce mai mulți copii și adolescenți dezvoltă diabet de tip 2. Da? Nu este suficient un adolescent cu un deficit, cu o masă corporală, cu un indice de masă corporală de peste 30 de kilograme pe metru pătrat. Asta înseamnă obezitate de gradul 1, trebuie să-l suspicionăm nu de diabet zaharat de tip 1, ci de diabet zaharat de tip 2, în cazul în care apare acest lucru. Da? În principiu, ce trebuie să înțelegem, că diabetul de tip 2, principala modalitate de tratament este modificarea stilului de viață. Da? Este extrem de important ca majoritatea pacienților la început, în primii ani de diabet, printr-o modificare a stilului de viață, își pot ține sub control diabetul, după care necesită tratament cu antidiabetice orale, iar în timp pot să ajungă și la, și la tratament injectabil cu insulină. Da? Factorii de risc ai apariției diabetului zaharat, după cum observați, lipsa exercițiilor fizice, istoricul familial de diabet zaharat, consumul de alimente nesănătoase, tocmai din această cauză și mulți pacienți adolescenți sau copii fac diabet de tip 2 în momentul de față. Da? Hipertensiune arterială, anumite populații, păcate să zicem așa, nu că din păcate, s-a observat că populațiile evreii, populația evreii fac diabet zaharat mai frecvent decât celelalte tipuri de populație. În ceea ce privește riscul crescut, în ceea ce privește etnicitatea, de asemenea, în Europa, cei mai predispuși de a face diabet sunt populațiile nordice. Acolo, frecvența și procentul de pacienți cu diabet zaharat din totalul populației este mult mai mare. Da? Iar cei mai predispuși din Europa de a face diabet, deci frecvența cea mai mare a diabetului zaharat în populație este în Sicilia, în insulă. Da? Aceea este, nu știm care este cauza exactă, dar să zicem așa, este ca o curiozitate. Da? Se știa că populația nordică este predispusă la a face diabet și au o frecvență mult mai mare a diabetului decât restul populației din Europa. Numai că Sicilia depășește chiar și incidența celor din nord. Simptomatologia diabetului de tip 2, le observă, da? De asemenea, sunt asemănătoare cu cele din tip 1, este și normal. Singura deosebire este că în tipul 2 avem încă secreție de insulină. Da? Diagnosticul diabetului de tip 2 se face întâmplător, pe când în tipul 1 absența absolută de insulină în cele din urmă duce la cetoacidoză, iar pacienții sunt descoperiți în urma internării, în urma unei come cetoacidozice.
datorită prezenței insulinii într-o cantitate mai mică la cei de tip 2, riscul de a dezvolta comă cetoacidozică este aproape zero la pacienții cu tip 2. Da? Și ultimul de diabet, clasă de diabet, este diabetul gestațional. Da? Mai nou intrat pe meleagurile noastre, în sensul că până în anii 2000 nu se făcea niciun fel de screening în ceea ce privește depistarea diabetului gestațional, deși foarte multe mame erau afectate de diabet gestațional. Da? Asta înseamnă că insulina pe care persoanele respective o produc nu este eficientă în metabolizarea glucozei pe perioada sarcinii, da? Doar pe perioada sarcinii de cele mai multe. Procul nostru, cam aproximativ 90% dintre mămicile care dezvoltă diabet gestațional, după ce nasc, nu vor mai dezvolta, nu vor avea diabet zaharat. Da? E, ce trebuie să înțelegem extrem și este extrem de important, faptul că expunerea în perioada vieții intrauterine la hiperglicemii predispune viitorul copil la un risc crescut de a dezvolta obezitate și ulterior diabet de tip 2. Da? Este important de știut că mamele cu diabet gestațional care nasc copii cu o greutate de peste 4,2 kg, acei copii au un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2 și trebuie să urmăriți cu perioada vieții adolescente sau și respectiv după aceea și făcut un screening pentru a vedea dacă nu cumva încep să dezvolte diabet zaharat. Da? Este important ca de aceea noi când se prezintă o persoană cu diabet zaharat gestațional sau care a avut diabet gestațional, îi întrebăm ați avut, câte naștere ați avut și la naștere a existat un copil mai mare de 4,2 kg, pentru că dacă a existat acel copil, mat și el sau actualmente adolescent, trebuie chemat și făcut un screening pentru a observa dacă nu cumva prezintă un risc de apariția diabetului. Care sunt complicațiile cronice? În mare parte am vorbit cu anterior. Da? Spuneți, vă rog. O scurtă intervenție pentru că doresc toată lumea să fie prezentă. Am văzut că au început să se închidă camerele. Nu uitați să notați întrebări pentru sesiune de întrebări și răspunsuri. Suntem atenți și profităm de prezența domnului doctor. Am făcut tema deja. Da, okay. E perfect. Oricum, nu, cred că este ultimul sau penultimul slide aceste complicații cronice ale diabetului zaharat, tocmai pentru că știu că a prezenta este destul de abstract și prefer să stăm de vorbă decât să citim de pe slide-uri. Toată lumea în secolul 21 știe să citească, nu este absolut nicio fel de problemă. Da. E vorba de complicații ale diabetului zaharat. Continuăm. Informațiile sunt binevenite. Sunt în mare trecute care sunt principale complicații oftalmologice, cardiologice, neurologice, renale, sunt principale complicații. Vorbim în parte de complicații în mare, o enumerare a acestor complicații, pentru că dacă intrăm în detaliu, sunt destul de numeroase. Mergem inclusiv până la gastropareză, care poate să apară, gastropareză care se traduce printr-o constipație cronică, apariția ocluziei intestinale și așa mai departe, inclusiv afectarea vieții intime a persoanelor cu diabet zaharat are loc. Da? Ok, ce ne recomandă Federația Internațională de Diabet? Să bem apă, cafea și așa mai departe, cât mai puțină, să mâncăm fructe zilnic, legume și tot felul de alte indicații care le putem discuta oricum. Deci nu mai insist pe ele. Da? Ok, cam asta este pe scurt ce înseamnă diabetul, tipurile de diabet și rolul pe care ar trebui să-l joace
în momentul de față asistenții medicali dumneavoastră în cadrul societății și în cadrul spitalelor și clinicilor care au pacienți cu diabet. Acum, orice doriți, în limita științei mele în momentul de față, putem să discutăm în ceea ce privește diabetul zaharat. Tiberiu? Da, eu am aici pregătite deja întrebări. Ah, nicio problemă, cu cea mai mare plăcere. Am observat un lucru, când am fost și eu la diverse controle, la diversi medici, care știți că sunt și medici endocrinologi care sunt diabetologi sau diabetologi și pur și simplu, adică doar pe această specializare. Și mulți dintre ei au spus în felul următor, că în momentul de față, la un pacient care e... care posibil să aibă diabet, deci să fie prediabetic, nu se mai face testul de acel test care îl faci la laborator de hemoglobină glicată? Nu, 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 celălalt. Testul de toleranță la testul de toleranță. Exact. PSDGO parcă se cheamă. PSDGO, da. Da, și mai degrabă folosesc hemoglobina glicozilată care de la 5,6 în sus e deja un semn de întrebare. Dumneavoastră ce părere aveți? Într-adevăr, în momentul de față, hemoglobina glicozilată reprezintă standardul de aur pentru determinarea diabetului zaharat. Ghidul european și ghidul american indică folosirea acestei analize ca și standard în depistarea diabetului zaharat. Ca urmare, și noi am adoptat același standard. Important sunt următoarele lucruri. Trebuie să le scoatem în evidență. 1. Metoda recunoscută pentru sunt numeroase metode prin care se determină hemoglobina glicozilată. Standardul de aur în determinarea hemoglobinei glicozilate este prin metoda HPLC. Nu mă întrebați ce reprezintă literele, numai că eu recomand pacienților mei să întrebe la laboratoare, acolo unde urmează să-și efectueze hemoglobina glicozilată, să efectueze această hemoglobină glicozilată prin metoda HPLC. Este recomandată de către ghidurile americane și ghidurile europene să fie folosită pentru determinarea hemoglobinei glicozilate. Fiind cea mai exactă, mai există și alte metode spectrometrice, turbiometrice, dar care nu au aceeași exactitate. Ok? Deci o altă chestiune interesantă pentru ce înseamnă diabetul ar fi indicele HOMA, care am înțeles că este destul de recent introdus la noi în utilizarea, utilizat în medicină la noi, în sensul în care medicii, dacă, precum ați zis și dumneavoastră, dacă consideră că e vreo probabilitate de a avea un prediabet sau un diabet deja instalat, folosește direct hemoglobina glicozilată. De ce nu și indicele HOMA? Pentru că el spune o rezistență la insulină și odată ce ai o rezistență la insulină, posibil să ai și diabet. De acord. Indicele HOMA ar fi bine să-l folosim cam toți. Problema este următoarea. De multe ori pacienții vin la noi în cabinet și deja au început un tratament. Odată ce luăm tratament care stimulează secreția de insulină din pancreas sau introducem insulină, acest indice HOMA nu mai are niciun fel de valoare. Ar trebui ca pacienții noștri să-i surprindem de novo în situația respectivă. Adică să aibă o glicemie crescută și să vină la noi în cabinet ca atare. Motiv pentru care este indicat să facem inclusiv indicele HOMA. Pe de altă parte, efectuarea indicelui HOMA ne ia foarte mult din timp. Adică, scuzați, în special este folosit la spitale. Ne ia foarte mult din timp. E mai simplu să dăm... 3 zile rezultatul, da. Dar nu prea îl folosim, tocmai că sunt cam ciută. Nu avem prea mult timp cu bolnavii noștri, din păcate. Din cauza asta încercăm... Un sfert de oră este insuficient să stăm de vorbă cu bolnavii noștri, să facem un indice HOMA, durează mult. Suntem atât de presați de timp în momentul de față, încât preferăm să facem metode mult, mult mai simple, cum ar fi glicata. Deci, da, care glicată, acum revenind la ce ați spus și dumneavoastră, o facem în anumite condiții. Da, ea este media pe ultimele 3 luni a glicemiilor din organism și se din păcate, face
mă scuzați, din păcate glicata poate să fie ușor prostită și s-ar putea să-mi dați dreptate aici. De ce? Pentru că persoanele care fac hemoglobina glicozilată și fac și glicemia, dar în special, să zicem, subliniem hemoglobina glicozilată, nu țin cont că în ultimele 3-4 zile nu trebuie să exagerez cu ciocolăți, bomboane, geleuri și etc. Pentru că și acestea pot influența mai mult sau mai puțin rezultatul final al HbA1c. Cu siguranță pot influența, dar înțelegeți ce zic. Da, nu atât de mult încât să reprezinte o cotitură în ceea ce privește pacientul. Cine influențează foarte, foarte mult rezultatul hemoglobinei glicozilate? Prezența anemiei în organism, da? Pentru că, de fapt, determinarea hemoglobinei glicozilate, ce facem? Hematiile au capacitatea de a înmagazina informația genetică referitoare la glicemia din organismul nostru, da? Ultimele 3 luni, parcă era. Exact. Cu cât avem mai puține hematii datorită unei prezențe unei anemii în organism, cu atât analiza va da erori, pentru că se citesc niște parametri acolo și cu cât avem mai puține hematii pe câmpul respectiv în care se face citirea, cu atât erorile sunt mai numeroase. Motiv pentru care această hemoglobină glicată nu are absolut niciun fel de valoare în ceea ce privește diagnosticul de diabet gestațional. Da? În cazul diabetului gestațional, metoda de determinare este testul de toleranță la glucoză, tocmai pentru că majoritatea gravidelor au anemie și deci nu are rost să facem o hemoglobină glicozilată. Ca urmare, trebuie să efectuăm acest test de toleranță la glucoză, care și el este destul de costisitor și de complex, pentru că neavând noi timpul necesar să explicăm pacientelor, pot să dea rezultate fals negative. De ce? Pentru că în momentul în care se face testul de toleranță la glucoză, pacienta trebuie să aibă post alimentar de 8 ore. După ce bea cele 75 de grame de glucoză pulvis, și trebuie să îi se recoltează din oră în oră, la o oră și la două ore glicemia, pacienta trebuie să stea pe scaun, nu trebuie să se plimbe, nu trebuie să se miște, nu trebuie să fumeze, absolut nimic, pentru că glucoza este, după cum v-am spus, mușchii, creierul sunt consumatoare de glucoză, da? Ea ar trebui să nu facă astfel de activități, nici chiar să se plimbe 50 de metri pe holul spitalului sau pe holul laboratorului, tocmai pentru că prin mișcarea aceasta consumă mușchii, consumă glucoză și pot să scadă cantitatea de glucoză din sânge, astfel încât să nu apară acest diagnostic de diabet gestațional. Da? Este important să îi se explice cum trebuie făcută recoltarea și ce trebuie să facă gravida în momentul respectiv, tocmai pentru ca să obțină rezultatele scontate. Și acum o întrebare care cred că ne doare pe toți mai mult sau mai puțin, în ghilimele zis doare. Trăim vremuri grele în care pandemia ne obligă mai mult sau mai puțin să stăm în casă sau să avem orele de pe Zoom, nu mai putem să ne mișcăm, nu mai facem o oră dusă, o oră întors de la serviciu și sau la școală și practic sedentarismul crește, corect? Crește și riscul de diabet, nu e exclus. Cu siguranță. Ce ne sfătuiți să facem în această perioadă atât de, să zic, neplăcută, în sensul în care nu mai putem să facem atât de multă mișcare? Practic, mișcarea ținând deoparte nu numai diabetul, dar și celelalte boli. Ok. Ascularic și așa mai departe. Exact. E destul de complex. E o întrebare așa țintă. Exact, e țintită, dar este extrem de complexă. În primul rând ține de voință, cred că totul, da? Pentru că de multe ori voința este importantă. Una la mână, chiar și în lipsa ieșirii din casă periodică, putem totuși să facem exerciții minim 30 de minute în casă. Da, ok, nu trebuie să avem obligatoriu să cumpărăm o bicicletă medicinală. Putem asta mă gândeam și eu. Da, nu este obligatoriu, este suficient să mergem prin casă 10-15 drumuri, bucătărie, să zicem, cameră, să stăm întinși pe jos, pe podea, să facem câteva abdomene, să ne mișcăm picioarele. Deci, asta înseamnă câteva exerciții fizice, pentru că exercițiile fizice sunt extrem de importante în managementul sedentarismului și al diabetului, nu în cele din urmă.
dar importantă este și alimentația. Da? Este important să consumăm, ok, legume, toată lumea spune consumăm legume, dar ce legume consumăm? Că avem o mulțime de legume. Da? Sunt legume și fructe care sunt cu diversi indici glicemici. Da? Este bine să consumăm legume și fructe cu indice glicemic mic, sub 30%. Asta înțelegând tot ce ține de vegetale, de oleaginoase și așa mai departe, da? Sunt acum o chestiune, cred eu, iarăși interesantă. Sunt sucuri care promit că au 0 kilocalorii, care au calciu, care au toate nebunile, magneziu și așa mai departe. Nu dau nume de firmă, că oricum da. nu are sens. Considerați că în perioada în care noi trebuie să stăm în casă, mai mult sau mai puțin, că mă rog, noaptea stăm în casă că trebuie să dormim, dar ziua când stăm ore, muncă și așa mai departe, că ar trebui să eliminăm din dietă cola, Pepsi, Mirinda și așa mai departe? Adică sucurile astea ar trebui să le eliminăm din dietă versus a consuma celelalte care promit că au calciu și au mai puține kilocalorii? Sunt mai puțin nesănătoase celelalte în comparație cu astea? Sau toate sunt aceeași mâncare de pește? Ok. Bună întrebare, zic eu. Da, da, da. Nu, în ceea ce privește sucurile, asta am studiat pe când eram și rezident la Paulescu, ce se întâmplă cu ele. Am observat că cel puțin sucurile de genul Cola, Fanta, Pepsi Zero, chiar sunt zero. Da? Din punct de vedere al caloriilor și carbohidraților sunt zero. Dar nu au. Deci nu au nimica. Da? De, din punctul meu de vedere, nu interzic astfel de sucuri. Da, și nici ceilalți medici, numai că consumul de sucuri acidulate pot să determine, trebuie să luate în anumite contexte, cel puțin în context renal, să zicem, nu prea să indică sucuri acidulate, sifon, apă, apă carbogazoasă și așa mai departe. Deci ele nu afectează diabetul, nu afectează obezitatea sau mai bine zis masa corporală, ci pot să ducă la alte boli asociate în cazul în care nu știm de lucrul acesta. Iar ceea ce privește consumul de alte băuturi care sunt zero zahăr, dar care conțin diverse calciu, magneziu și așa mai departe, ok, ele sunt zero zahăr, dar problema nu sunt ele ca și zero zahăr, ci mai ales faptul că dacă consumăm complexe de genul magneziu, calciu, involuntar noi avem un reflex de a ne duce, ne crește pofta de mâncare și avem un reflex de a merge și a consuma alimente ulterior. Da? Deci ele nu ne cresc greutatea, dar obiceiul nostru alimentar ulterior pot să ducă la creșterea greutății, involuntar. Da? Majoritatea au cafeină. Exact, unii dintre ele. Exact, exact. Și din această cauză, de multe ori, este bine, cel puțin, să ținem niște așa numite jurnale alimentare. Da? Am observat, îmi vin foarte mulți pacienți care îmi spun, mănânc toată ziua doar un sandwich. Și nu știu de ce în ultimele 6 luni de zile m-am îngrășat 25 de kilograme. Era sandwichul straun. Nu știu ce sandwich, da? Și zic, nu vă cred. Și zice, ba, nu că atâta mănânc. Și zic, ok, haide să o luăm așa cu începutul. Luați aici un carnețel și făceți un jurnal alimentar. Notați-vă tot ce faceți dumneavoastră pe o zi întreagă. Da? Credeți, vă spun că după o săptămână mi-au venit cu alune, cu semințe, da? Îmi spunea, păi am trecut, nu știam că de fiecare dată când trec pe lângă colegul de birou care are un bol cu alune, bag de fiecare dată mâna și iau câte 5-6 alune, știi? Și mănânc 5-6, da, deci el nu mânca mult, era un gest reflex apărut și dezvoltat în decursul anilor de birou. Pentru el nu mai era o mâncare, pur și simplu asta făcea el trecând pe lângă biroul omului, da? Și ajungea să consume cam 150 de grame de alune pe zi, fără să-și dea seama, să conștientizeze. Și multe alte obiceiuri alimentare nocive de care noi nu suntem conștienți. Da? V-am zis, consumăm sucuri care nu au calorii, carbohidrați, dar au magneziu, au calciu, au fier. Da? Aceste sucuri, pur și simplu, după ce noi le-am pus de luce,
încerc să mâncăm, nu conștientizăm că mâncăm 100 de grame de piure de cartofi, mâncăm 150, că pur și simplu avem mai mare pofta, da? Noi considerăm că nu mâncăm decât o porție, dar de fapt este o porție și jumătate, da? Pur și simplu nu ne dăm seama de acest lucru. Din cauza asta este bine să ținem în momentul în care considerăm că începem să creștem în greutate nejustificat, nejustificat înțelegând că după ce începem să creștem în greutate, facem analizele, iar glicemia este sub 100, deci nu este motiv să punem pe seama unui posibil diabet. O creștere nejustificată în greutate înseamnă că undeva noi mâncăm inconștient și trebuie să începem să ținem un jurnal alimentar și să vedem unde este problema noastră. Da? Deja 100 de grame de alune au peste 300 de kilocalorii, cred că aproape 400. Cam 400, cam așa, exact. Deci realizăm cam 25% din necesarul zilnic de calorii numai din a trece puțin pe lângă un coleg. Da? Asta era la persoana respectivă și mai avea și alte obiceiuri. Mânca fructe care aveau indice glicemic de aproape 80-90, mâncau seara fructe. Da? Deci probleme de genul acesta. Seara când este indicată a nu se mânca alimente cu indice glicemic mai mare de 40-50%. Din păcate, ficatul și rinichii noștri, spre norocul nostru și din păcate pentru cei gurmanți, produc glucoză prin procesul de neoglucogeneză independent de voința noastră. Și acest proces este accelerat atunci când noi intrăm în perioada de somn. Da? Pentru că avem o mare problemă în privința asta. Mulți pacienți cu diabet se plâng că ei țin post negru, dar le crește glicemia. Da? Nu înțeleg că organismul secretă glucoză independent de voința lor. Iar ei, în momentul în care nu au insulină în organism, secreția de insulină este zero sau aproape de zero, indiferent că țin post negru o săptămână, tot vor avea glicemii de 300-400. Da? Fără să-și dea seama și îi stresează foarte mult acest lucru și le crește în continuare glicemia pe fond de stres. Da? Și dumneavoastră ca medic, întrebare, unii medici interniști și nu numai, spun așa, mâncați mai puțin, dar mâncați de mai multe ori pe zi. Alți medici spun să aveți minim 3 mese sănătoase, mic dejun, care e cel mai important, prânz, și cina care ar trebui să fie în principiu ușoară, fără hamburger, shawarma sau alte minuni din astea, mă rog, bune, dar nu neapărat și sănătoase. Care credeți că e de fapt alegerea cea mai bună? Alegerea cea mai bună în contextul de a nu dezvolta diabet și sau după caz alte boli, pentru că, mă rog, se iau mână în mână, mai mult sau mai puțin. În principiu, 3 mese pe zi este alegerea ideală. Da, deci 3 mese pe zi, la distanță de 6 ore între ele. Ne trebuie 6 ore pentru a ne reface rezerva de insulină din pancreas, astfel încât organismul nostru să fie pregătit la următoarea masă cu suficient de multă insulină pentru a metaboliza tot ce se poate în ceea ce privește carbohidrați. Da? Distanța de 6 ore între mese este esențială, 3 mese sunt importante și cam atâta. Ok, gustările se recomandă în special la pacienții, noi recomandăm gustări la pacienții cu diabet, da? Deci le recomandăm nu că trebuie să mănânce mai puțin ei între mese, ci mai, de cele mai multe ori la cei care au tratament cu insulină sau antidiabetice orale de genul secretoare de insulină, gen Diaprel sau Almaril sau așa mai departe, există riscul ca acești pacienți să facă hipoglicemii pe la ora 10-10 și jumătate, respectiv 16-16 jumătate, când ar trebui să ia gustările. Motiv pentru care se recomandă o gustare ușoară, nu mai mult de 10 carbohidrați, asta înțelegând un iaurt, un măr, maxim o felie de pâine, tocmai pentru ca să nu poată să facă hipoglicemie. Acțiunea insulinelor, în special, ating maximul plasmatic cam după 2 ore și jumătate de la efectuarea lor. Deci atunci este perioada maximă când ar putea să apară hipoglicemiile. Dacă pacientul nu ia tratament diabetic sau ia antidiabetice orale care nu provoacă hipoglicemii, nu are rost să-și ia și gustări între mese. La fel și la pacienții fără diabet, gustările între mese eu nu le recomand. Le recomand gustările între mese
la pacienții fără diabet, obezi, care vor să slăbească sau tocmai pentru ca acești pacienți obezi nu se pot sătura la mesele principale, pentru a evita mâncatul, așa zisul, ronțăit între mese. Prefer să le mai dau o gustare între aceste mese, o gustare controlată, o anumită cantitate de alimente. Să nu le mai apară senzația de foame și să mănânce necontrolat alimente care cresc cu multe calorii și așa mai departe. Da? Asta ar fi recomandarea mea. Eu așa procedez. Și mai e o chestiune interesantă și mai am să zicem maxim două întrebări și poate mai au și alții. Eu mi-am pregătit tema de aseară. Sunt persoane care devin rezistente la insulină, cu un index HOMA în jur de 5, 4,6, chiar 5, și totuși nu dezvoltă diabet. Fac sport, mai mănâncă și ce n-au voie, mănâncă și ciocolată, au un stil de viață aproape normal, în sensul în care oricum trebuie să respecte anumite recomandări din partea medicului ca să nu ajungă să facă diabet. Cât credeți că poate să dureze chestia asta, adică în sensul în care ești rezistent la insulină, ok, ai un nivel al glicemiei în prag, ai un index, o insulină mare, deci un index HOMA serios și totuși nu dezvolți diabet, dar trebuie să respecti anumite condiții. Credeți că în cazul acelor persoane, mâncatul de covrigi, covrigei, chipsuri și, mă rog, tot felul de, ca să zic așa, gustări nesănătoase, Îi pot arunca în față pentru dezvoltarea diabetului? Cu siguranță. Deci sunt pacienții ideali. De fapt diabetul 2, de tip 2 apare și pe rezistența crescută la insulină. Da? Nu toți îl fac, exact. Pentru că depinde de cantitatea de insulină din pancreasul fiecăruia. Da, vă dați seama că odată ce apare această rezistență periferică la insulină, rezistența la insulină este dată de către celulele adipoase, celulele grase. Da? Ele sunt singurele care dezvoltă rezistență principale și printre puținele care dezvoltă rezistență la insulină. Cu cât slăbim, cu atât scade rezistența la insulină. Da? O rezistență la insulină. Exact. Rezistența la insulină, de fapt, ce înseamnă? Că avem nevoie de mai multă insulină pentru a introduce glucoza din circulație în celule. Da? Deci este clar că având nevoie de mai multă insulină, organismul nostru va secreta mai multă insulină. Pancreasul o să țină un anumit ritm de a secreta insulină. La un moment dat nu va mai putea secreta insulină. Moment în care apare primul pas spre diabetul. Da? Deci este extrem de important ca acești pacienți să conștientizeze riscul la care se expun pentru apariția diabetului și în același timp să conștientizeze că cineva le-a dat o șansă să nu facă diabet. Da? Șansa înțelegând că au risc crescut la insulină, rezistența la insulină, nu au diabet, dar dacă continuă în ritmul acesta, pot dezvolta diabet, motiv pentru care ar trebui să înceapă un program prin care să-și cadă cantitatea, să ajungă la un indice de masă corporală normal, da? Să scapă de această obezitate. Și okay? mai sunt situațiile în care persoanele slabe, adică care nu sunt grase și nu au rezistență la insulină, dar au făcut un prediabet înainte să scape de el, în ghilimele zis scăpat, și mai târziu să se îngrașe și să devină rezistent la insulină. Practic, riscul crește și mai mult. Corect? Mai mult, aceea cu siguranță. Deci nici nu cred că se mai pune problema să, în momentul în care devin obez și crește rezistența la insulină, cu siguranță dacă le facem niște teste, o glicemie cu siguranță este mare sau este peste limita normală. Da? Poate nu. Seama că ați întâlnit pacienți de genul ăsta. Da, sunt numeroși pacienții aceștia, da? Și asta e ultima întrebare, poate mai am și colegii, v-am zis că mi-am făcut tema. Referitor la diabetul de tip 2, tinerii, în comparație cu oamenii, cu adulții mai bine zis, suportă mai bine ideea de regim sau ideea de restricții sau adulții sunt ceva mai cooperanți în privința modului de viață pe care va trebui să-l aibă pentru a nu a se agrava situația? În principiu, adulții și persoanele vârstnice sunt mult mai receptive decât tinerii.
Da. Okay. În ceea ce privește modificarea stilului de viață, în ceea ce privește inclusiv tratamentul. Deci nu vorbim numai de stil de viață. La cei la care este nevoie de tratament, cu siguranță, sunt mult mai receptivi în ceea ce privește tratamentul. Tinerii, să zicem, mai de noi fie vorba, sunt mult mai receptivi la tratamentul injectabil. Da? Mai ales atunci când află că dacă își pot face tratament injectabil cu insulină, nu este obligatoriu să renunțe în totalitate la stilul de viață. Da? Pentru că insulina îi ajută foarte mult, mai ales insulinele moderne, acum ultra-rapide, sunt insuline care intră în acțiune la un minut, maxim două minute după administrare. Este o insulină, se numește FIASP, este ultimul tip de insulină, ultra-rapidă. Tinerii își pot face această insulină înainte, insuline trebuiau făcute cu 15-20 de minute înainte de masă, tocmai pentru ca să aibă timp suficient să intre în organism și să metabolizeze cum trebuie. Acum FIASP se face cu un minut înainte de masă sau poate fi administrat chiar în timpul sau după masă, da? Astfel încât acești tineri au șansa, dacă sunt capabili, să-și calculeze inclusiv carbohidrații care îi mănâncă și să-și injecteze suplimentar insulină. Există niște calcule simple în funcție de cât de noi administrăm un anumit număr de carbohidrați pe zi, să zicem, da? Pe baza celor carbohidrați care îi administrăm noi pe zi, se trece la tratamentul cu insulină și se ajunge la o anumită doză de insulină. Să zicem că noi îi dăm 200 de carbohidrați și el, pentru ăștia 200 de carbohidrați, face 20 de unități de insulină. Da? Asta înseamnă că o unitate de insulină îi metabolizează dânsului 10 carbohidrați. Da? Știind chestia asta, persoana tânără își poate calcula necesarul de insulină suplimentar, de genul: mă duc la o petrecere și mănânc o felie de tort care are 40 de carbohidrați sau 50 de carbohidrați. Ok, imediat înainte să mănânc acea felie de tort, scot din buzunar penul de insulină, rotez la 5 unități de insulină, îmi fac insulina și am mâncat tortul. Glicemia o am tot în ținte. Asta este marele avantaj pentru acest tip de pacient și pentru faptul că fac insulină. Pot să-și mențină, mulți nu vor să renunțe la acest tip de viață, la mânca dulciuri, la mânca anumite shawarma, pizza și așa mai departe. Preferă să-și mai facă un pic de insulină decât să renunțe la acest lucru. Bătrânii, persoane deci peste 50 de ani, fug atât de repede când aud de ace, zice dați-mi orice, nu ace, pastile. Stau, nu mănânc o zi, nu mănânc 5, fac foamea, dar nu vreau decât pastile. Da, asta este, ei sunt, deci persoanele adulte și vârstnice preferă modificarea stilului de viață și eventual o pastilă, maxim două, față de tineri, care preferă injectabil, dar să nu le schimbăm stilul de viață, să rămână să petreacă. Da? Astea au fost toate întrebările, sper că v-au plăcut. Da, au fost bine gândite. Foarte bine, mulțumesc mult de tot. Plăcere. Am și o întrebare. Da, vă rog. Considerați că diabetul tip 2 este reversibil? Este, în ce sens este reversibil? Adică să nu mai ai deloc, să revii la starea de dinainte de diabet. Nu există așa ceva, reversibilitatea diabetului. Da? Odată distruse celulele pancreatice, rămân distruse. Da? Nu mai putem reveni deloc la starea inițială. Ok, am întâlnit săptămâna trecută un pacient care aproape s-a certat cu mine cum că el nu mai are diabet. Da? Și cum s-a întâmplat lucrul ăsta? A venit la mine cu o glicată de 9,8, da? A intrat pe tratament cu antidiabetice orale, regim și antidiabetice orale. După 3 luni de zile a venit la mine cu glicata făcută, 5,4 avea glicata, da? Și glicemie 90-93, luată în fiecare dimineață. Da? Și mi-a explicat să-i dau o scrisoare medicală prin care să-i spun să scriu că dânsul nu mai are diabet, pentru că glicata lui este 5,4, iar până la 5,6 este considerat nediabetic și cu glicemie până în 100. Da? Asta a fost mi-a fost destul de greu de durată să-i explică de fapt tot această stare de lucru cu o glicată extraordinar de bună și o glicemie în ținte, chiar foarte bună, sub 100, se datorează stilului domnului de viață actual și a tratamentului medicamentos.
și că dacă, Doamne ferește, își schimbă stilul de viață, adică revine la ce, lua, la ce mânca dânsul înainte și nu-și mai ia medicamentele, acea glicemie va crește la loc, astfel încât în 3-6 luni de zile va avea aceeași glicată sau mai mult de atâta. Da? Nu avem acest lucru. Odată distruse celulele pancreatice, rămân distruse, diabetul odată instalat nu poate fi vindecat, poate fi tratat. Inclusiv la diabetul de tip 1. Veți observa, și puteți să citiți, se numește honeymoon, luna de miere a diabeticului. Da, da? Eu am diabet tip 1 și am avut perioada aceasta de o lună și după aceea. Dar la diabetul 2, celulele pancreatice nu sunt distruse de la început, nu? Se distrug treptat. Exact. Deci, da, diabetul de tip 2 nu se distrug celulele pancreatice decât treptat sau pot să nu se distrugă deloc celulele pancreatice, poate să existe o producție de insulină, să zice, între ghilimele, proastă, adică nu-și mai face treaba insulina. Pacientul poate să secrete suficient de multă insulină, însă ea poate să nu este de calitate, da? Și este o altă problemă de apariția diabetului, motiv pentru care se folosește acest glucofaj sau metforminul, care este și standardul de aur în începerea tratamentului a pacienților de diabet de tip 2. El este ca un fel de aditiv, da? Care dat acestor pacienți care secretă suficient de multă insulină, dar totuși au valori glicemice crescute, nu fac altceva decât să determine utilizarea mai bună a insulinei de către celule. O face mai eficientă acest medicament, da? Motiv pentru care și riscul de hipoglicemie administrată glucofaj este zero, pentru că, de fapt, el nu face decât să utilizeze mai bine, să crească eficiența insulinei proprii secretate, să fie mai eficientă această insulină. De fapt, el nu are alt rol. Dacă tu nu secreți insulină, nu te ajută cu nimic, da? Iar la diabetul de tip 1, într-adevăr, este, cum a zis și dumneavoastră, da? Este acea lună de miere când tu îți faci tratamentul și ajungi după o perioadă de timp să-ți dai seama că dacă nu-ți mai faci insulină, îți merge extraordinar de bine. Este o mare capcană această honeymoon, da? Pentru că mulți pacienți, din păcate, renunță și ajung în hipoacidoză sau comă la spital după ea. Da? Dar nu mai putem vindeca nimica, din păcate. E posibil pe viitor să se întâmple ceva de genul acesta, da? Dar în momentul de față, nu. Nu este absolut. Sunt o mulțime de cărți, dacă citiți, în care mulți au vindecat diabet, cu siguranță, dar, sincer, sunt niște povești, toată chestia asta. Ok, mai am o întrebare pentru referitoare la diabetul tip 2. Considerați că pacienții dezvoltă diabetul din cauza că sunt obezi sau din cauza insulinei prea multă, care este un hormon de creștere și de aceea se îngrașă? Care este factorul declanșator în diabetul tip 2? Deci, într-adevăr, insulina produce, este un hormon care determină creșterea în greutate. Aici este o mare paradigmă, o problemă. Imaginez că este foarte greu să slăbească în condițiile astea, în care au multă insulină. Este un cerc vicios, da? Aici este. Și eu m-am îngrășat din cauza insulinei și nu știu cum să slăbesc. Este un cerc vicios al insulinei, din păcate. La tipul 1 este mai complicat, la tipul 2 în momentul de față există niște medicamente, niște analogi de GLP-1, se numește Ozempic sau Trulicity, care administrate determină scăderea în greutate, cam 3-4-5 kg pe săptămână. Da? Deci sunt extraordinar de bune și care noi la ora actuală le asociem la pacienții cu diabet de tip 1 aflați în tratament bazal bolus, adică 3 prize de insulină rapidă și o priză de insulină lentă. Acelor pacienți le administrăm și Ozempic tocmai pentru ca să îi scădem în greutate și să reducem cantitatea de insulină administrată. Tocmai pentru că aici este dilema, este un cerc cu acesta vicios. Pacientul are nevoie de insulină, fiindcă s-a îngrășat. Da? S-a îngrășat fie de la insulină, fie pentru că cât își face mai multă insulină, cu atât se îngrașă. Ori de la insulină, ori de la stilul de viață pe care nu și l-a schimbat. După cum mi-a spus și colegului dumneavoastră, preferă să mănânce tort, preferă să mănânce pizza și să-și facă mai multă insulină. Da? Glicemia și o ține sub control cu siguranță, dar este problema greutății.
da, mănânc tort care are care calorii multe și oricum cresc în greutate de la consumul de zahăr, de calorii multe, mai fac și insulină suplimentară pentru că trebuie să fac ca să mențin glicemia sub control. Insulina este, îmi crește și a greutatea, ca urmare creștem împreună. Greutatea crește. Ce se întâmplă dacă crește greutatea? Apare insulinorezistența periferică, pentru că celulele acelea adipoase nu fac altceva decât cresc rezistența la insulină. Ce se întâmplă dacă ne crește rezistența la insulină? Crește glicemia. Noi, ca să scădem în continuare glicemia, ce facem? Administrăm și mai multă insulină. Insulină și o să așa, noi creștem în greutate și am pacienți care au 160 de unități de insulină pe zi de făcut. Da? Vă dați seama că penul de insulină la ora actuală o să vină în România și penul de insulină cu gradare mai mare. Penul de insulină pentru cei care folosesc are 80 de unități maxim care pot fi administrate odată. Atât se învârte nenorocitul ăla de pen. Își administrează de două ori insulina lentă, vorbim aici seara. Da? Pentru că este atât de multă și ei sunt atât de mari. Ultimul care mi-a venit acum, după 9 luni de lipsă, că a fost, s-a cantonat între ghilimele la casa de la țară, nu știu ce greutate avea, că al meu cântar merge până la 180. Când s-a urcat pe el, apărea un H și un I, cică. Cică, de ce este chi aici? Păi, doamne, este de la hai, că habar n-are nici cântarul cât e, că n-am decât 180 de kilograme. Și am zis că data viitoare cred că trebuie să-mi iau unul din acela de piață, de cântărit, nu știu ce poți, cum o să cântăresc pe omuleț, da? Și el este genul care face 160 de unități seara, ca să nu mai spun în timpul zilei câte mai face, da? Este omul care primește câte 40 de penuri de insulină pe lună și nu știe ce să mai facă. Da? Deci acesta este cercul vicios la care este ITist, ca să vă dați seama. Vorbim de sedentarism. Da? Deci ITist, mare, la țară, părinți, că e tinerel, totuși are 32 de ani, părinții care îl îndoapă, nu știu unde să ajunge cu cercul acesta. Da? Noi râdem, dar e de plâns, de fapt. E de plâns, exact, pentru că nu vrea să facă absolut nimic, doar spune dați mai multă insulină ca să scadă glicemia. În momentul de față, luna aceasta a intrat pe piață Ozempic în România, i-am administrat și Ozempic să vedem dacă îl ajută cu ceva, măcar să-l mai scadă vreo 50-60 de kilograme în următoarele 6 luni. Vom vedea. Domnule doctor, am și o întrebare. Am un prieten care a făcut gastric sleeve și el avea diabet tip 2, înțelesem că făcuse, și el s-a operat, a făcut gastric sleeve și susține acum că a scăpat de diabet. Există posibilitatea asta prin gastric sleeve să scap de diabet? Nu. 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 A scăpat de a mânca, pentru că nu-i mai permite stomacul să mănânce. Și normal că în momentul în care nu mai mănânci carbohidrat sau decât foarte puțin, tu ai diabet de tip 2, adică ai secreție în continuare de insulină, acea insulină este suficientă să-ți mențină glicemia în limite normale. Da? În momentul în care va mânca, va începe să mănânce mai mult, după ce va trece această perioadă de 4, 5, 6 luni de zile și va începe să mănânce, o să-și revină la loc nivelul glicemiilor crescute și va trebui să-și ia în continuare tratament. Da? Este o capcană că... Din câte am înțeles, el nu face insulină, nu mai are niciun tratament, pentru că este ferm convins că el nu mai are diabet. O să revină la a-și face tratament după ce va începe să mănânce normal. Da? Deci în momentul de față este normal datorită alimentației pe care o are în acest moment. Majoritatea este alimentație semilichidă, nici măcar atâta, da? Pentru că nu poate să... Are, cât are de când și-a făcut? Acum are vreo... A trecut de faza aceea de a mânca pasaj și a bea numai lichide. Este, are vreo un an și jumătate. Mănâncă destul de mult din punctul meu de vedere. Și cred că va ajunge din nou să se îngrașe. Și se simte nevoia. Asta e o altă capcană a operației, da? Pentru că cei mai mulți dintre pacienți consideră că dacă și-au făcut operația, așa este suficientă operația. Da? Stomacul este un organ musculos, da?
el o să-și modifice forma, o să crească la loc pe măsură ce acumulează alimente. Da? Mărirea în volum se face prin ingestia de alimente. La început puțin, pe urmă mai introducem, azi o, cum să între ghilimeze, azi o sarma, mâine două, poi mâine trei. La un moment dat va reveni la dimensiunile inițiale stomacul. Da? De mai devreme, vorbeați dumneavoastră că îmi recomandați trei mese pe zi și cu gustări. De obicei știu că trei mese pe zi și două gustări. Cam așa ar fi recomandat. După operația aceasta. Pentru și el, pentru viață sănătoasă, bineînțeles. Cu siguranță. Nu, deci nu este suficient să te operezi, trebuie să-ți modifici și stilul de viață, da? Pentru că va reveni la dimensiunile inițiale. Bine? Asta e o mare problemă, da? Și în principiu, în străinătate, când se întâmplă, există echipe multidisciplinare în ceea ce privește astfel de intervenții chirurgicale. Și aici vorbim de chirurg, vorbim de diabetolog, vorbim de nutriționist și vorbim de psiholog, inclusiv psiholog. Da? Da, importantă este consilierea psihologică la astfel de pacienți. Da? Cunosc un domn doctor care a recomandat după fiecare operație de gastric pacienților dânsului să facă niște ore de să meargă la psiholog, să vorbească despre nutriție, despre mâncare, să învețe cum să mănânce mai sănătos și să scape de chestia de a mânca nesănătos și tot așa. Mai ales terapie, din câte am înțeles. Terapie. Este, da. Așa ar trebui să fie. În România, greu. Greu, greu, greu. Noi nu suntem obișnuiți cu echipele multidisciplinare, din păcate, da? Și fiecare este pe cont propriu, să recomandăm fiecare ce știm, dar v-am zis, psihologul este extrem de important, da? Inclusiv înainte de operație trebuie un control, trebuie o întâlnire cu un psiholog, da? Pentru că un pacient care are tendințe suicidale, care are probleme de tot felul de probleme familiale și așa mai departe, nu se recomandă o astfel de intervenție chirurgicală, da? Pentru că nu aduce niciun beneficiu. Și tot așa. Deci poți să crească riscul de suicid după operație. Da? Este important să existe o echipă multidisciplinară care să facă un control și să recomande o astfel de operație. În România nu prea se întâmplă așa. Da? Da, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mai am și o întrebare, vă rog. Da, vă rog. Dacă dumneavoastră recomandați utilizarea senzorilor de monitorizare continuă și de ce nu se găsesc la noi în țară? Senzorii de monitorizare continuă nu se găsesc, dar în momentul de față există programul național pentru senzori. Da? Se recomandă doar copiilor? Nu, nu. Nu, și adulților? Și adulților, fără niciun fel de problemă. Medicul diabetolog la care merge pacientul respectiv face un dosar. Există niște criterii, se anexează niște documente, după care acest dosar se depune la casă, există o comisie care aprobă senzorii, care aprobă pompele de insulină, deci sau aprobă sistemele de senzor pompă de insulină. Depinde ce anume se dorește a se monta. Există și nu numai senzori, există și pompe sau există și această asociere pompă-senzor. Da? Deci se pot face astfel de dosare și în România, fără niciun fel de problemă. Eu am o fetiță cu diabet de tip 1 de 22 de ani și care în momentul de față și-a montat senzor de monitorizare continuă. Da? Despre ce senzor este vorba? Metronic, din câte știu. Okay. Da? Nu știu exact, pentru că și l-am montat de puțină vreme, nu îl montez eu, nu, ca diabetolog, noi facem doar dosarele, există niște centre unde acești senzori ajung în funcție de fiecare județ în parte. În București vorbim doar de Institutul Național de Diabet Paulescu. Acolo există echipa domnului profesor Guja, care montează astfel de senzori. Da? Ei ajung la centru de diabet, pacientul este chemat, îi se montează senzorul. Noi nu avem de-a face cu montatul senzorului, doar cu dosarul. Da? În privința aceasta. Da? Ca și indicație, sunt bineveniți senzorii, atât timp cât îi, între ghilimele, cât îi respectăm pe ei și ei pe noi. Da? Adică nu e suficient să purtăm un senzor dacă nu facem ce ne arată. Da? Avem o hipoglicemie, avem o glicemie crescută, dar am pacienți care nu au senzor, dar care și-au glicemile și nu interesează că e 70 sau că e 200. Dar ei tot atâta și insulină își fac fără niciun fel de problemă. Da? Trebuie să folosim senzorii tocmai pentru ca să
obținem un control metabolic mai bun. Da? Avem o glicemie mai bună, mai proastă, ne facem mai multă insulină, ne scade glicemia, mâncăm un pic. Da? Senzorii ne arată inclusiv tendința după o anumită perioadă de timp, dacă vorbim de niște senzori mai complexi care se leagă prin Bluetooth la telefon, ne arată inclusiv, memorează anumite tendințe ale noastre și ne poate arăta inclusiv cu câteva ore înainte dacă avem riscul să facem hipoglicemie, tocmai pe baza a ceea ce a înregistrat în zilele anterioare. Da? Este ok din punctul ăsta de vedere, montarea de senzori. Eu întreb acum din punct de vedere al pacientului. Eu când am hipoglicemie, de exemplu, nu mă pot controla și mănânc până mă simt ok. Asta înseamnă că îmi crește glicemia după hipoglicemie la 300-400. Da. Nu știu cum aș putea să previn chestia asta, adică să mănânc așa necontrolat. Nu vreau să mănânc atât, dar... Cum să previn o hipoglicemie? Vorbim aici de prevenția hipoglicemiei. Și hiperglicemia de după. Hiperglicemia de după nu aveți cum să o preveniți. Da? Este un mecanism de contrareglare, se numește. Da? În momentul în care pacientul, în care organismul a sesizat o hipoglicemie, va trimite informații către ficat și către pancreas să secrete suplimentar glucoză prin gluconeogeneză. Va crește involuntar. Nu aveți cum să controlați acest mecanism de hipersecreție de glucoză. Da? Este un mecanism de contrareglare. Da? Așa se întâmplă. Ca orice în lumea aceasta există acțiune și contraacțiune, reacțiune. Da? Dar ficatul nu crește așa repede. Ficatul nu crește așa repede glicemia. Nu, dar dumneavoastră creșteți datorită mâncatului excesiv. De asta vă spun. Cum se face? Aveți hipoglicemie, beți un pahar de 150 de ml de suc de portocale sau într-un pahar de 150 de ml de apă puneți un piculeț de zahăr. Da? Amestecați, îl beți, paharul cu zahăr sau o linguriță de zahăr, după care așteptați un sfert de oră, vă luați încă o dată glicemia, dacă în continuare este sub 80, repetați această acțiune, un pahar de apă cu un piculeț de zahăr, beți, din nou, vă mai luați după un sfert de oră glicemia. Dacă este peste 80, așteptați un sfert de oră și serviți un sandwich. Asta înseamnă două felii de pâine. Da? Nu este suficient că am ieșit din hipoglicemie, că vom intra automat în aproximativ o jumătate de oră din nou în hipoglicemie, fără consumul de carbohidrați cu eliberare lentă. Asta înseamnă pâine, orez, cartofi și așa mai departe. Acei carbohidrați care cresc foarte încet glicemia. Deci la început o creștem brusc, după care trebuie să o ținem un pic crescută, cu maxim două felii de pâine. Asta înseamnă 20 de carbohidrați. Deci inițial facem hipoglicemie, luăm un pahar de apă, maxim 100-150 de mililitri, cu o linguriță sau un piculeț de zahăr. Repetăm procedura la un sfert de oră, până când trecem de 80 de miligram pe decilitru pe glucometru. În momentul în care am trecut, ne oprim de la zahăr cu apă, așteptăm încă un sfert de oră și mâncăm un sandwich, 20 de carbohidrați. Și cu siguranță nu o să mai aveți astfel de probleme de glicemie de 300 ulterior. Da? Asta este procedura prin care... Problema că nu mai gândesc rațional. Când am hipoglicemie, nu mai gândesc absolut deloc. Depinde cât de jos este hipoglicemia, că sunt și ele de trei forme. Dacă ajungem cu o hipoglicemie sub 50, cu o glicemie sub 50, deja devine destul de ciudat, aveți nevoie de ajutor. Iar dacă scade mai jos de 50, ar trebui ca să aveți la îndemână în momentul de față dată către medicul diabetolog glucagonul. Se numește Baqsimi. Este un glucagon nazal, este ca un spray. Când faceți, vă dați un spray în nas, un puf, este un singur puf în nas și în 5 minute sunteți nou. Da? Ok, acum le-am luat luna aceasta. E perfect. Ok, mulțumim. Plăcere. Mulțumim mult de tot, mulțumim Tiberius, Alina, Oana pentru întrebările puse, mulțumim domnul doctor pentru toate răspunsurile și poate oricând. Mulțumim. Să și eu vă mulțumesc mult pentru prezență.
Să aveți o zi cât mai frumoasă și un sfârșit de săptămână perfect, că începe weekendul. Înainte să ieșim, am o rugăminte, aveți două punctulețe, se poate aplauze pentru domnul doctor? Mulțumim mult de tot! Am dat așa! Vă mulțumesc mult de tot și oricând cu cea mai mare plăcere în ceea ce privește diabetul ne putem auzi. Da? Bine. Mulțumim. La revedere. 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 Thank you.